Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de eliberare din funcție a mai multor magistrați ca urmare a pensionării. Potrivit administrației prezidențiale, șeful statului i-a eliberat din funcție pe Corneliu Popescu, judecător la Curtea de Apel Craiova. Ion Nicula, judecător cu grad profesional de Curte de Apel la Tribunalul Giurgiu, Eugenia Ștefania Vasile, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Motru, Ioan Grădinariu, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Iași. Desemnat în calitate de judecător titular la Penitenciarul Iași și la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și Mihaela Cioară, judecător cu grad profesional de Curte de Apel la Judecătoria Arad. Mai multe detalii și știri pe www.mitv.ro.